favoarea biblionetului, gândindu-mă, iau, se face atâta pledoarie pentru internet și se iau cărțile din mâna copilului. Pentru că eu sunt profesor și profesor de limba română, eu trebuie să îi îndemn pe copii să citească. Și de fiecare dată când am ocazia, fac acest lucru. Și e bine că ați amintit că biblionetul vine în completarea bibliotecii și că trebuie să fie în mijlocul bibliotecii. Pentru că o carte pe care nu o găsim în raft poate fi citită, poate fi comandată, da, poate fi împrumutată de la altă bibliotecă. Așa este și vă mulțumim pentru eforturile pe care le-ați făcut pentru a avea acces la informații. Să fie cu folos tuturor și școlii și procesului de educație, de instrucție. Școala noastră are un parteneriat împreună cu biblioteca. Suntem incluși într-un parteneriat și cu ajutorul biblionetului sper să intensificăm acțiunile celor două instituții din comună. Și să înțeleagă atât copiii cât și toată lumea că cele două trebuie să fie un tot unitar și nu pot să funcționeze. E extraordinar că gândiți așa, să vă spun un lucru foarte, foarte important, mă iertați puțin. Ilie, colegul nostru de la Grădești, a fost modest, tocmai a câștigat un concurs național de film pentru împotriva violenței, realizat cu copii. Și la fel, dumneavoastră, cu siguranță veți putea face asta, cu ajutorul doamnei bibliotecare, cu echipamentele de aici, cu webcam-urile de aici. Identificând acțiunile dintre cele două, sperăm și se va și cu toată lumea despre. Dacă permiteți, doamna directoare, să ne spun acum, sunt niște calculatoare aici la tine și noi am venit cu oferta să le dăm pe celelalte la telecentru, azi că le duceți noastră. Spuneți-mi și nouă o dată, când le duceți aici, de față cu toată lumea? Păi, acele calculatoare de la telecentru? Nu, după... ale dumneavoastră, de la birou de informații. Atunci când deci... veți asigura dumneavoastră un transport cu care să le pot duce. Da, mulțumesc. Peste 10 minute aveți asta. Foarte rapid. Da. Nu? În 10 minute acum. Se rezolvă toate se îndrujesc în jurul dumneavoastră. Foarte, de abia aștept. Foarte. Și la casă, când nu ai apă sau nu ai de moară, primarul trebuie să dau capul. Și acum... Da, noi am pregătit ceva scurt. Haideți. Da, să nu stai înghesuit, să vină mai încoace, că e vrea cu spații vor. Da, nu aici o problemă. Când să facem mare nume? Citesc când sunt mici, când se fac mari, stau numai pe cap. Când sunt mici...